octombrie 2014. Procurorii anticorupție încep urmărirea penală pentru cea mai mare restituire ilegală de pădure din România ultimilor 25 de ani, paguba 300 de milioane de euro. 43.000 de hectare de pădure, de două ori suprafața capitalei, ar fi ajuns ilegal la urmașii familiei Ghica, cu ajutorul actelor falsificate și cu complicitatea justiției. Încrengătura ajunge până în Parlament. Sunt vizați vicepreședintele Senatului Viorel Crebenciuc, deputatul Ioan Adam și senatorul Ilie Sârbu. Povestea marii afaceri cu iz penal începe în 1913. Arhitectul Nicolae Ghica Comănești cumpără moșiile Comănești, Palanca, Brătulești, Ciobănuș și Agăș, 56.000 de hectare de pădure în total. Câțiva ani mai târziu lasă pădurea moștenire celor patru copii, Dimitrie, Eugen, Iveta și Neculai. După preluarea puterii de către comuniști, terenul este naționalizat. În 2005, Elie Vlad Sturza, strănepotul lui Dimitrie Sturza și strănepotul lui Nicolae Ghica Comănești, cere Comisiei Județene de Fond Funciar Bacău să fie recunoscut drept moștenitor pentru două din cele patru bucăți de moșie, cea a străbunicului său, Dimitrie Sturza, și cea a lui Neculai Sturza, fratele bunicii sale, care nu avusese moștenitori. Conform legii, pot moșteni doar rudele până la gradul al patrulea. Dimitrie Sturza era rudă de gradul al doilea cu Elie Vlad, iar Neculai Sturza rudă de gradul al patrulea. Elie Vlad Sturza cerea 30.000 de hectare. Solicitarea este respinsă în 2006. Câteva luni mai târziu, Elie Vlad Sturza moare. Acțiunea de revendicare este preluată de fiul său, Gheorghe Paltin Sturza, care contestă respingerea cererii de retrocedare. Paltin Sturza avea însă o problemă. Nu mai putea cere și moșia fratelui lui Nicolae Sturza, fratele străbunicii sale, pentru că devenise rudă de gradul al cincilea și nu mai avea dreptul. Paltin Sturza se adresează justiției și l-angajează avocat pe cel care, la momentul respectiv, în 2006, era șef al baroului Brașov, actualul deputat Ioan Adam. Urmașul familiei Sturza ridică pretențiile de la 30.000 la 43.000 de hectare. Atât judecătoria cât și tribunalul Bacău resping cererea. Deși hotărârea era definitivă, avocatul Adam găsește soluția salvatoare. Face cerere de revizuire la judecătoria Sfântul Gheorghe. Cererea este din nou respinsă. În 2010, Paltin Sturza, prin același Ioan Adam, autor de tratate de drept, declară recurs, iar dosarul ajunge la tribunalul Covasna. În proces, statul român era reprezentat de juristul Mihai Topor de la Rom Silva. Punea presiune pe complet, o atitudine foarte ofensivă, atât față de colegii juriști, cât și față de completul de judecată. Avea o obsesie în a repeta că noi trebuie să învățăm după cărțile domniei sale. Domnul Adam a făcut presiune asupra completului de judecată. Da, le recomandă judecătorilor să se uite pe materiile respective, pentru că le scapă anumite chestiuni procedurale sau anumite chestiuni care țin de speța dosarului. În aprilie 2012, Ioan Adam obține cele 43.000 de hectare de teren. 9 luni mai târziu, cu motivarea instanței, Paltin Sturza și Ioan Adam cer Comisiei Județene de Fond Funciar eliberarea certificatului de proprietate. Autoritățile refuză și nu se lasă mai prejos. Contestă împroprietărirea. E momentul în care DNA intră pe fir și supraveghează întreaga afacere. Procurorii descoperă că de cele 43.000 de hectare de teren era interesat și vicepreședintele Camerei Deputaților, Viorel Crebenciuc. Anchetatorii spun că misiunea lui era să se asigure că șefii Rom Silva vor renunța la proces și că autoritățile locale din Bacău vor elibera actele de proprietate cât mai rapid. Am avut șef de ocol care a fost sechestrat 8 ore la el în birou de către cei care erau beneficiari pentru că n-a vrut să pună la dispoziție suprafața respectivă încât să poată fi retrocedată. Cam pe unde e acum problemă. Conform procurorilor, Viorel Crebenciuc îl contactează direct pe Adam Crăciunescu, șeful Rom Silva. Îi cere să renunțe la proces sau măcar să-și tempereze juriștii care ar fi fost prea vocali în instanță. A simțit vreo influență? Deci nu am știut că sunt interesați în dosar. Se putea vedea că în dosar de multe ori paginile erau schimbate, adică se vedea că dosarul este studiat în amănunțime. În afară de intimidările, să zic așa, deci noi nu știam cine sunt persoanele implicate. Și poate că a fost și mai bine că nu știam. Procurorii interceptează mai multe mesaje trimise de Viorel Crebenciuc către Ioan Adam. Suntem în plin război cu Rom Silva, nu-i mai cred. Vom câștiga 100%. 100% fac ordine. Urât, o să le placă la toți, o să vezi.
Același Viorel Hrebenciuc e interceptat în timp ce spune că e dispus să apeleze și la senatorul Ilie Sârbu, fost ministru al agriculturii, coleg de filială cu Adam Crăciunescu. Acum să-l folosesc pe Ilie Sârbu să-l calce pe cap? Eu mâine după amiază la 4:30 vorbesc încă o dată la Bacău să văd dacă au primit vreun semnal. Și dacă n-a primit, te trimit la Crăciunescu să-i spună Crăciunescu că știe că ai avut o discuție și îi spune exact ce are de făcut. Ai înțeles? Nu am nicio declarație. Ați fost audiat? Nu. Anchetatorii spun că dacă familia Sturza ar fi primit actele de proprietate, fiul lui Viorel Hrebenciuc urma să primească o parte din cele 43.000 de hectare. Un dosar greu, domnul Hrebenciuc? Nu, o să peste 2-3 zile o să râdeți de el. Un singur lucru vreau să vă spun. De ani de zile frica domină România. Că nu este frică pentru că știu ce am făcut. N-am niciun motiv să nu mă prezint cu inima deschisă în fața procurorilor la DNA. Potrivit procurorilor, influența a fost folosită încă de când dosarul era în instanță la Tribunalul Covasna. Soția deputatului avocat Ioan Adam, judecătoare la Tribunalul Brașov, ar fi intervenit pe lângă colegii ei pentru o soluție favorabilă lui Paltin Sturza. În urma investigației, procurorii ajung la concluzia că traseul terenului nu se oprea la Paltin Sturza. El ar fi urmat să ajungă la fiul lui Viorel Hrebenciuc Andrei. Acesta a înființat un offshore care a devenit acționar la societatea Reședința Vârstnicilor SRL. Administratorul firmei și o cunoștință a familiei Hrebenciuc, Dan Bengescu, au încheiat o promisiune de vânzare cu Paltin Sturza pentru cele peste 43.000 de hectare de pădure. Urmașul nobilei familii urma să primească 2.500 de euro pentru fiecare hectar de teren, de 3 ori mai puțin decât prețul pieței. Paltin Sturza își nota fiecare întâlnire în jurnalul personal. 20 aprilie 2013. La Romantic cu Adami și Mirela. Discutați strategii. Vom face contractul cu Bengescu. 21 aprilie 2013. Vorbit cu Hrebe la hotel. Ok. Procurorii cer ridicarea imunității pentru Viorel Hrebenciuc și Ioan Adam în vederea arestării. Ei sunt acuzați de trafic de influență, cumpărare de influență și constituire de grup infracțional. Pe 22 octombrie, Viorel Hrebenciuc își dă demisia din Parlament. Ilie Sârbu este urmărit penal de procurori pentru infracțiunile de folosire a influenței în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite și sprijinirea unui grup infracțional organizat. Și Adam Crăciunescu este urmărit penal pentru abuz în serviciu și sprijinirea unui grup infracțional organizat. Două zile mai târziu, Curtea Supremă decide arestarea pentru 30 de zile a fiului lui Viorel Hrebenciuc, Andrei, acuzat de spălare de bani și constituirea unui grup infracțional. Paltin Sturza este și el în arest, acuzat de spălare de bani, instigare la constituirea unui grup infracțional și cumpărare de influență. Anchetatorii impun control judiciar pentru doi judecători de la Tribunalul Covasna și o acuză pe soția deputatului Ioan Adam, Roxana Adam, de trafic de influență. Senatorul Ilie Sârbu este și el chemat la DNA în calitate de suspect, acuzat de trafic de influență. Nu doar urmașii familiei de boieri Sturza au vrut să primească pădure în Suceava. DNA susține că Paul de România și soția lui ar fi apelat la serviciile lui Viorel Hrebenciuc. El le-ar fi promis că va interveni pe lângă autorități pentru a-i ajuta să obțină mai multe terenuri și clădiri în Broșteni, județul Suceava. Tu știi pe Paul, am mai vorbit noi de el. Da. Omul are o jenă financiară foarte puternică. Da. Și e pe cale să facă o mișcare greșită, în sensul că trebuie să dea vreo 20.000 mâine, nu știu la ce bancă. Dacă se duce la ăla să-i dea ăla, ăla-i va da cu o singură condiție, să-i semneze pentru cele 40. Gata, am înțeles. Ți-am zis numai așa, că am auzit acum pe piață, știi? Și nu aș vrea că dacă semnează ăla pe alea 40, e păcat. Ok, perfect, gata, vorbesc. Chiar dacă familia regală nu a avut niciodată terenuri sau clădiri în județul Suceava, procurorii DNA spun că Paul de România ar fi vrut să ceară restituirea aproape 40.000 de hectare de pădure. Altețele regale nu au nimic de ascuns, sunt la dispoziția autorităților române în care au deplină încredere și va urma un comunicat. Mă simt răsfățată. Am încredere. Influență pentru a intra în poziția Cazul de la Bacău este doar unul dintre zecile de situații controversate de retrocedarea pădurilor. În 2013, Curtea de Conturi descoperă că jumătate de milion de hectare de pădure au fost retrocedate ilegal. Cred că e inutil să vă spun că avem un bilanț dat de Curtea de Conturi îngrozitor. Avem pagube economice, vorbim, pentru că pădurea nu înseamnă numai partea economică, de 5 miliarde de euro de la Revoluție încoace.
Unul dintre cazurile asupra căruia Curtea de Conturi atrage atenția e legat tot de numele lui Paul de România. În februarie 2002, acesta, în calitate de succesor al lui Carol al II-lea, solicită Regiei Naționale a Pădurilor restituirea 47 de hectare în pădurea Snagov. În acel moment, legea prevedea că poate primi maximum 10 hectare. În 2006, legea se modifică și se scoate limitarea. În același an, Comisia Județeană Ilfov validează cu 9 voturi pentru și unul împotrivă cererea lui Paul de România de restituire a pădurii. Votul împotrivă a fost al reprezentantului Direcției Silvice București, care a contestat punerea în posesie. Cele 47 de hectare valorează 14 milioane de euro. Terenul e valoros din două motive. În primul rând, pădurea e situată chiar pe malul lacului Snagov. În al doilea rând, prințul nu are niciun vecin. 8 ani mai târziu, Curtea de Conturi arată că retrocedarea a fost ilegală. Pădurea Snagov a fost tot timpul proprietate publică a statului român și nu putea fi vândută. Chiar Casa Regală, într-o scrisoare semnată de regele Mihai, solicita instanței să respingă retrocedarea. Pe lângă pădure, Paul de România a cerut și retrocedarea 29 de hectare de livadă la Snagov și restituirea Palatului Snagov. Livezile și palatul sunt în administrarea primăriei locale. Am auzit, sincer, nu știu ce acte are... Dacă ajungi la Snagov, e bine să faci o poză cu pădurea, întrucât nu se știe câtă vreme acești copaci vor rămâne la locul lor. În ultimii ani, porțiuni mari de pădure au fost defrișate, iar în locul arborilor au apărut case, vile și moșii ce se întind pe mai multe hectare. Iar în această perioadă, expansiunea imobiliară continuă. În același raport, Curtea de Conturi arată că la sfârșitul anului 2010 în instanțe erau aproape 2000 de procese prin care se cereau 660.000 de hectare de pădure, dintr-un total de 3,3 milioane de hectare cât mai administrează statul. Unele hotărâri sunt imposibil de aplicat. Un exemplu este în județul Bihor, unde 4 comune ar trebui retrocedate integral. Cele 4 comune din județul Bihor au de retrocedat 63.000 de hectare de pădure. Asta chiar dacă toate unitățile administrative teritoriale nu au mai mult ca suprafață de 27.000 de hectare. Aici intră atât terenurile agricole, cât și pădurile și gospodăriile oamenilor. În 1993, urmașii boierului Mateescu cer retrocedarea 7.800 de hectare naționalizate de comuniști. După moartea succesorilor, de demersuri se ocupa avocata Elena Mureșan, cea care a îngrijit-o pe ultima moștenitoare a boierului, Elena Radu. La dorința ei expresă, am luat-o la mine. Dorința doamnei Radu a fost ca eu să închei acest contract de întreținere. Baza acestui contract, ea mi-a transmis tot ce avea drepturile de retrocedare, imobilele retrocedate. Inițial, autoritățile aprobă retrocedarea 430 de hectare de pădure din cele aproape 8.000 solicitate de urmași, care atacă decizia la judecătoria Alești. Succesorii câștigă recursul și primesc în 2010 mai mult decât au cerut, 62.000 de hectare. În 2013, Curtea de Conturi spune altceva. Urmașii ar fi trebuit să primească doar suprafața trecută în testament, 62 de hectare și 683 de metri pătrați. Intenționat, sau poate intenționat, dar noi bănuim că a fost intenționat, mutând virgula una dintre decimale, s-a trecut la unități. De ce să fie acte false? Sunt actele oficiale, acte pe care le-am deținut noi, pe care le-am obținut de la Arhivele Naționale. Cel mai disputat dosar de retrocedare anchetat de Curtea de Conturi vizează Biserica Ortodoxă. În anul 2000, 27 de înalți prelați, în frunte cu un alt preasfințitul Pimen Suceveanul, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, înființează Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei și cer în instanță restituirea 192.000 de hectare de pădure și a 160 de clădiri. Ei susțin că asociația lor este urmașul în drepturile unui fond bisericesc care primise în 1781, prin ordin al împăratului Iosif al II-lea al Austriei, 2/3 din pădurile Bucovinei. Pentru a obține recunoașterea ca succesor în drepturile fondului lor, preoții s-au adresat instanței, au câștigat în 2001 și de atunci tot cer pădurile de la Romsilva. Rând pe rând, cererile preoților au fost judecate la Tribunalul Suceava, Curtea de Apel Timișoara, Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea de Apel Cluj, iar acum dosarul este din nou la Înalta Curte de Casație și Justiție. Judecătorii Tribunalului Suceava și ai Curții de Apel Timișoara au considerat că preoții au dreptul la pământul cerut. Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat deciziile, apoi procesul a fost reluat la Curtea de Apel Cluj. Judecătorii de aici au respins cererea preoților, iar în noiembrie anul acesta vine din nou rândul Înaltei Curți de Casație și Justiție să stabilească definitiv și irevocabil dacă preoții au dreptul la aproape 200.000 de hectare de pădure. Despre provocare